Refer la drepturi fundamentale. Eu eram la un protest acolo, chiar dacă singur s-a apărat de Constituție. Cum poți să zici că nu intră sub incidență legii 60? De ce invoci legea 61 ca aș tulbura liniștea? Înseamnă că niciun protest nu mai e legal pentru că tulbură liniștea. Sau toate protestele trebuie să fie mute cu banda adezivă. Toți angajații Luciucu cred așa despre drepturile omului. Vă descalificați profesional. Vă descalificați și ca cetățeni și ca juriști. Sau dacă cere partidul, scrii orice și susții orice în instanță de judecată. Rușine și halal. Nu știu cum o cheamă pe mine, cela care a venit în instanță la tribunal. Că eram încordat în ședință de judecată și nici nu prea l-am auzit să-și spună tare numele, dar nu mă interesează. E clar că e angajat al poliției locale sector 6 și e clar că e plătit din bani publici. Ia uitați-vă ce a scris unul ca el. Executor plutonier, probabil Comănescu, sau documentul semnat de directorul general Marian Tufan. În cererea lor de apel, pentru că m-au amendat pentru un protest pașnic, solitar, notificat la primărie, total legal și inofensiv, m-au amendat cu 1000 de lei cică pentru tulburarea liniștii publice și amenda e maximă pe articolul acela, chiar dacă nu eram la recidivă, la a doua, a treia faptă de felul ăsta. Eu am contestat și instanța de judecată, judecătoria sector 6 a anulat amenda lor și ei au făcut apel. N-au fost de acord, au cerut să fie anulată sentința, hotărârea civilă, să fie lăsată în vigoare amenda pe care, evident, n-am achitat-o, n-am fost de acord cu ea. În cererea lor de apel spun, atenție, noi l-am amendat nu în baza legii 60 din 91, care e despre întruniri, despre adunări publice, ci în baza legii 61, pentru că el a tulburat liniștea publică. Vă solicităm să constatați faptul că în cauza de față, precum a consemnat în cuprinsul procesului verbal polițistul local, sunt aplicabile pe vederile legii 61 pentru sancționarea faptelor de încălcare unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Articolul 2.25, care menționează, cităm, tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau larmă. Aceste constituie contravenție și se sancționează potrivit acestui act normativ. Era ora 11 sau 12. Era la amiază, în zi de lucru, în preajma unui șantier care se întâmplă lângă primăria Luciucu, și o instituție publică, de interes public. Eu puteam să protestez acolo în baza legii 60, chiar fără notificare, pentru că e instituție publică. Eram în spațiu public, eram unul singur. Eu am notificat totuși primăria București și ei mi-au zis, da, nu e necesar pentru că vei fi singur acolo și noi avem grijă de legalizarea, de autorizarea adunărilor publice. Ce fel de adunare cu un singur om? Deci nu e adunare, nu intră sub incidența legii 60. Eu oricum mi-am făcut datoria și am notificat și primăria și jandarmeria. O mașină de jandarmerie chiar a venit în curte acolo. Și ăștia citează din lege, dar nu înțeleg juriștii de la poliția locală. Tulburarea fără drept. Dar eu am dreptul, nu? Prin Constituție scrie că am libertate de exprimare. Prin Constituție scrie că am dreptul la asociere și în întrunire. Deci toate aceste drepturi îmi permit să ies în stradă, mai ales că am notificat. Apreciem că raționamentul instanței de fond este total eronat, având în vedere faptul că textul de lege nu distinge între diversele categorii de locuitori și nici nu se poate considera că acestea ar fi aplicabile în cazul în care tulburarea fără drept a liniștii publice se produce la sediul unei autorități a instituțiilor publice. Deci, după cum zice polițaiul ăsta, n-ai voie să protestezi nicăieri pentru că tulburi liniștea. Imediat o tulburi fără drept. Habar n-au de drepturi fundamentale.
Instanța de fond invocă în motivare sentinței faptul că reclamantul are dreptul de a protesta și că acest drept este ocrotit de lege. Bună instanța de fond, judecătorie sector 6, neașteptat de bună. Deși în acest caz nu acest drept este în discuție, ci obligație corelativă a acestui drept, respectiv obligația de a nu tulbura ordinea și liniștea publică, cu ocazia exercitării dreptului la protest. Deci, ignoranții ăștia de polițai cred că trebuie, pot să protestezi doar dacă ieși în stradă cu o lozincă scrisă și stai mut în fața instituției. Și atunci trebuie să ai aprobare sau, cum cred ei, autorizație de la primărie. Numai în așa caz acceptă ei protestele. Vai de steaua lor! Ce zgomote se aud la protestele poliției. Bine, ăștia nu sunt polițiști, ăștia sunt niște paznici. Iar cel care a venit în instanță a zis că nici de paznic nu e bun. Vă solicităm să aveți în vedere că protestul la care participă o singură persoană nu este reglementat de dispoziția legii 60, aspect pe care chiar instanța de fond îl recunoaște. Da, dar nu e interzis. E un drept protejat fiecărui individ, indiferent dacă e cetățean sau nu. Dreptul la protest, la întrunire și la asociere e un drept fundamental scris în Constituție prin articolul 20 și recunoaște și jurisdicția actelor internaționale, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului. De altfel, din întreg textul legii 60 rezultă cu claritate faptul că manifestația sau protestul presupun existența mai multor persoane. Da, dar de ce vorbim despre asta? Voi m-ați amendat că aș fi tulburat liniștea publică. Nu în ultimul rând, vă solicităm să aveți în vedere faptul că niciuna dintre contravențiile prevăzute de articolul 26 alineat 1 din legea 60 nu prevede fapta de tulburare a liniștii locuitorilor prin producere de zgomote. Polițistul local aplicând singurul text de lege care reglementează o asemenea contravenție, respectiv articolul 2.25 din legea 61. Pentru că e prost. Pe fondul cazului, vă solicităm să aveți în vedere următoarele argumente. Limitele articolului pedepsei, zice, e între 200 și 1000 de lei și ei au apreciat că fapta mea e atât de gravă, un singur om protestând în fața primăriei, atât de grav a tulburat liniștea publică, încât trebuia să îi se aplice pedepsa cea mai mare. Nu avertizare, nu 200 de lei, nu 600 de lei, 1000 de lei pedepsa maximă. Apreciem că nu mai este necesară o reindividualizare judiciară amenzii contravenționale aplicate, argumentele reclamantului privind solicitarea de înlocuire a sancțiunii amenzii cu avertismentul fiind neîntemeiate și nedovedite. Scria juristul de la primărie, în drept ne întemeiem susținerea pe dispozițiile Codului de Procedură Civilă, ordonanța de guvern numărul nu știu cât din 2001 cu modificările și completările referitoare la tuturor celelalte acte normative, solicităm admiterea probei conscrisului și aplicarea dispoziției articolul 223 Cod Procedură Civilă, depunem în două exemplare. Știu să invoci o grămadă de articole, știu să respecte formele unui apel, dar nu știu să justifice încălcarea unui drept fundamental, pentru că ei nu-l înțeleg. Pentru că sunt paznici de pe timpul lui Ceaușescu, care habar n-au de drepturi fundamentale. Nu sunt potriviți pentru democrație, pentru Europa. Sunt expirați. Și ați văzut, nici la cameră nu vor să vorbească nimic, pentru că nu au argumente. Se vede incompetența lor juridică. Părerea mea.